salut! Astăzi vreau să facem un experiment cu plasma WorldCat 60. Nu-mi place acest sistem de pistolet, vreau să-l schimb, dar nu astăzi, o să-l schimb, o să-mi comand un alt tip de pistolet, deoarece acesta funcționează prin contact, deci când se face contact cu masa, se pornește arcul electric și începe să topească materialul și să-l taie. După cum se observă, acest material este vopsit pe locul ruginit. Contactul nu este foarte bun între masă și fier și atunci tăieturile vor ieși ceva de genul. Arcul nu se formează cum trebuie. Acum sunt curios, o să vreau să încerc ceva, să vedem dacă merge acest pistolet, o să-l modific puțin și o să vedem dacă funcționează cum trebuie. Și o să vă arăt ce modificare fac. Adică nu e o modificare, o improvizație. Să leg o bucată de sârmă de această diuză. Acum nu este indicat să faceți și voi acest experiment. Eu vreau să văd ce se întâmplă, dacă funcționează această plasmă în aceste condiții. Așa. Ideea este să facem masă mai bună între diuza pistoletului și masa aparatului de tăiat cu plasmă. Să purtăm nuși de protecție, să nu ne curentăm. Nu știu dacă o să curenteze, dar nu vreau să risc. Să leg puțin cu bandă aici să nu cadă. Aceasta e improvizație, nu vă recomand să faceți așa ceva. Normal trebuie un pistolet special făcut ca să funcționeze în felul acesta. Așa, o să punem masa aici să prindă acest pistolet. Să vedem. Cam scurt firul, nu am un fir mai lung. Așa, o să băgăm plasma în priză și o să facem un test, să vedem dacă funcționează. Un pic pot să schimb aici. Să vedem ce se întâmplă când. Bun.
Se pare că funcționează această adaptare. Ma să caut o pere de sârmă, să curăț puțin. Așa, o să încercăm să schimbăm altă diuză, pentru că aceasta s-a stricat. Vedeți ce s-a întâmplat cu ea? S-a topit. O să pun un electrod nou și o diuză nouă. Să facem din nou această improvizație. Nu știu, probabil că o să se strice și această diuză, dar așa de pentru acest experiment o stricăm, chiar dacă experimentul nu o să fie tocmai reușit. Așa. Deci ideea este că să nu facem contact cu fierul ca să nu se strice diuza, deoarece avem masă acum de la acest fir. Să dăm plasma la maxim și încercăm să facem tăierea. Deci, experimentul meu este funcțional. Adică nu e funcțional la materialele acestea groase. Probabil la materiale mai subțiri ar merge. Deci la materiale așa groase nu prea e ok. O să facem același experiment cu un material de subțire.
Să schimb din audio, dacă s-a defectat. Acum masa este mult mai ok. Să folosim undeva la 35 de ampere. Data asta nu s-a mai stricat deja. O să încerc să merg puțin mai deasupra, să nu ating materialul. Observă că taie destul de bine, cam caldă piesa. Punem un amperaj mai mare. Acesta a fost experimentul meu. Tăietura iese foarte bine dacă amperajul sau voltajul, nu știu exact ce indică acest potențiometru, este reglat corect.
Aici, dacă e dat mai tare, se vede că face tăietura mai groasă. Acum, această improvizație nu este chiar ok. O să cumpăr un pistolet special conceput pentru așa ceva. Are alt tip de diuze. Aici se observă că. Să vedem dacă putem focaliza. Diuza se strică foarte repede în acest sistem. În condiții optime taie foarte bine. Chiar îmi place cum realizează tăieturile. Se observă că sunt destul de curate. Deci singurul inconvenient, să zicem așa, este că trebuie să ții contact pe fierul care urmează să fie tăiat. Altfel nu funcționează acest tip de pistolet. O să cumpăr alt sistem să vedem dacă o să meargă mai bine. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă salut!